Bau. O gliză, o glizoară, cine e cea mai frumoasă țară? Tu, grăjdarule! Nesimțit-o, bă, nesimțit-o ce ești tu. Eu nu sunt mă grăjdarul. Eu sunt împărăteasa. Și eu de unde era să știu că nu ți-am văzut decât fața? Amă, lasă-mă, mă, cu prostiile astea. Răspunde zi odată ce te-am întrebat, ce te-am întrebat. Vreți să știți cine este cea mai frumoasă din țară? Da. Sunați la 9-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 
mă, Brozile, că să zic că dacă mă repet acum la tine, te apuresc! Nu sufla spre mine că-mi pică nasul! Nu sufla! Gata, tu ești cea mai frumoasă din țară! Bine, cea mai frumoasă din țară, da? Da! Și fica mea, albă ca zăpada? Albă ca zăpada e pe ultimul loc! Da! Aoleu, scuză-mă, am ținut lista invers! Poți să fraierești, dacă vrei să știi albă ca zăpada, nici nu mai există! Nu mai există, că am trimis-o cu vânătorul în pădure să o omoare! Zau, le-ai dat și prezervanti concept de ăștia de litru, da? Nu e vorba despre asta, să știi. Am trimis-o cu vânătorul să o omoare și drept dovadă că a ucis-o, o să-mi aducă ficatul și inima. Ficatul, foarte bine, că al tău cred că-i zdrențe de la machială. Pe ce vorbim? Pe bine mă las, mai vorbim. Noi două. Să vorbim noi două? Da. Și eu, foarte, te-ai tâmpit, vorbești cu oglinzile, două. Doamne ferește, mâine, poi mâine, cine știe, jos șah cu veioza. Ești la plimbare cu sertarul în lesă. Vrei să faci un copil cu cuierul? Mamă, ce poveste tântită! Ce ziceți copii, a? Ați mai văzut oglinzi vorbind? Mă, și enervează povestea asta, n-aveți o țigare, ceva, că mă enervează. Pădurarule, te rog frumos să nu mă omori. Uite, dacă nu mă omori, îți dau și un chent o cafeaua asta. Nu poți, nu, trebuie să te omori. Dar asta se numește crimă și ei pe puțin 20 de ani. Posibil, dar vezi o altă soluție? Mă gândeam că pentru viol nu se dau decât 7. Ce e aia viol? Viol? Păi, nu e chiar viol, că eu o să stau, să știi. Ce zici? Mă ajuți cu chestia asta? A? Ce chestie? Chestia asta, ce crezi tu că-și dorește cel mai mult un bărbat? A, să nu facă armată. Ce-și dorești tu cel mai mult de la o femeie? Bicicletă! Mama era femeie și eu aia vreau de la ea, bicicletă, dar nu mi-a luat. Dragul meu, când un bărbat este cu o femeie în pat, ce fac? Nimic, ce să facă? De cum nimic? Păi ce să facă, dacă e sorul sa, ce să facă? Păi nu e sorul sa, nu e nicio rudă, sunt ei doi dezbrăcați. Ce fac? Să uită la televizor. Da. Bun, televizor. Și acolo ei văd un film erotic. Și atunci lui se face poftă și... Se duce la frigider, deschide ușa, mănâncă! Și vrea să facă ce vede la televizor. Ecran de la butoane, diode, tranzistoare. Tu ai copii? Am, da. Doi, unul inginer și unul doctor. Bun! Și cum i-ai făcut? Cu pilă, tirarea, ai dracu, nu le-a plăcut cartea. Și-am tras cu ei, vai de mamă. Dacă eu mă dezbrac acum și îmi las hainele aici, tu ce faci? Ha, ți le fur?
și mă duc și le vând la second hand, fac bani frumoși. Spune-mi, ce vrei tu să-ți fac cel mai mult? Sincer, ardei un plut. Mă, tu ai nevoie de mine acum? Ai nevoie? Da. Spune-mi, ce vrei să-ți fac? Stai în genunchi. Ah, în sfârșit, Dumnezeu! În patru labe? O, e deja pervers! Gata, ești liberă, du-te! Hai, cară-te mai repede! Păi și inima, ficatul! Lasă că-i duc eu un ficat de scroapă lui Măta, că nici nu o să-și dea seama! Hai, păi și eu unde să mă duc acum, Doamne? Păi știi unde te duci? Te duci, găsești casa piticilor? Da? Bine, Măta te omoară de vreo 3 ori, te scapă prințul, te măriți cu el și gata. Bă, domnule, băi, dacă mi-ai spus povestea, cu ce farmec mare, băi? Lasă, bă, joci în alta. Capra cu trăiesc, că te dă fața. Capra cu trăiesc? Băi, ce foame mie de la cune. Și n-am mâncat, băi, din mâncarea mea. Băi, dacă ești prost, ai lăsat-o pe masă, de-aia ți-a mâncat-o. Da, bă, dar aveam un șobolan mortenia. Iute, bă, și mie mi-a băut în pahar, bă. Ce aveai în pahar? Ce, laxativ și cu sirop de sușe. Băi, nu este nimeni. Nu este. Mie să-mi spune cine s-a dormit în patul meu. Că de când s-a urcat câinele ăla plin de râie și de purice, nu l-a mai folosit. Lăsă, băi, dormim la mine în patul 3. Hai, moșule. Bună ziua, domnilor. Eu, Doina Cornea! Au, Zoie Petre! Moșule! Au, Colea Răușu, vezi! Domnilor, eu sunt o femeie, sunt albă ca zăpada. Mă lăsați să mă odihnesc în casa dumneavoastră? Păi de când așteptăm noi o pomană de asta? Hai, băieți, unul la ușă și ălălalt să tragă obloanele. Nu mai ești de aici cu coană. Sunt profesorul Hărăbor, v-am mințit. Nu sunt femeie. Da? Da. Și am zis noi ceva de vreo femeie, păpușelule. De fapt, sunt albă ca zăpada, sunt fată. A, în cazul ăsta... În cazul ăsta e bună și o femeie. Și mie... Mi-a venit poftă! Ce vrei să faceți? Ce? O frigem sau o pârlim, a? O ardem! O ardem! Aoleo! Aici, aoleo! Vă i-au zis să o mâncăm cruze, că nu mai pierdem timpul cu părpălitul! Adică vreți să mă mâncați? Sunteți canibăi? Băi, dar dumneata nu te-ai mirat că în loc să fim 7 pitici, suntem numai 3? Păi, dar erați pitici, unde sunt ceilalți 4? Am fost și pitici, dar ăsta a păpat unul, ăsta a păpat unul, ceilalți 2, eu tăiai. Și decât 7 pitici, mai bine 3 la voi nici, băi! Hai, ha! Trei sudest!
vă rog frumos, mă lăsați, rămân la dumneavoastră în casă, vă pot ajuta la gospodărie. Bine, te lăsăm. Du-te și curăță frunzele okay. din piscină. Hai. Bine. Dar voi n-aveți piscină? Așa, și eu te sapă, du-te și fă-o, hai. Vă rog frumos, fac altceva, nu mă pune să săpați, că fac bătături și am mâinile finute, fac orice altceva, vă rog. Ce zici să speli ciorapii ăștia? Cât să fie piscina? Auzi, da? Asta vrăjeala, aia la muncă, la muncă, să nu te prind că pierzi timpul cu jocuri pe calculator, cu telenovele, cu integrame, că te-am spart. Dar ce sunt alea integrame, telenovele, ce sunt? Nu știi ce seara... Mamă, nu știe... Nu. Asta are șanse să ajungă intelectuală, bă! Aia la mugă, ne cheamă discoteca, bă! La discoteca, bă! Aio! 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 Da, da. Oh, nu m-am mâncat, nu m-am mâncat, nu m-am mâncat. Ce ai făcut, ești prostă, de ce te sperii? Sunt eu, împărăteasa. Zău, ești cu fața sau cu spatele? Eu nu mai comenta atâta, dacă de-aia ești oglindă, să se privească omul în tine. Păi omul, nu muma pădurii. De ce nu sunt eu oglinda lui Claudia Schiffer? Să se uite în mine când se epilează, când se rujează, când se... Când mă pune pe tavan să mă pună? Ia, lasă. Și spune, acum cine e cea mai frumoasă din țară? Și din țară? Zona Vrancei, munți, păduri, cascade, nu știu, da. Nu, cea mai frumoasă femeie din țară, cine? Tu ești stăpână, numai tu. Eu, chiar eu. Bă, mă, ce dracu, nu mai știi de glumă? Albă ca zăpada, normal. Da, albă ca zăpada e moartă. Ai văzut, și moartă și mai frumoasă ca tine. Mă, tu știi ceva? Zice cu albă ca zăpada. Sară și matale cu niște parai și spun. Bine? Bine. Ia dai. Mă, nu sunt falși. Nu. Albă ca zăpada trăiește în căsuța piticilor. Aha, îți merit banii. Da, sunt prea mulți. Uite, ia jumate din ei înapoi. De ce? Cum de ce? Pentru operație estetică, sperii lumea prin castel cu fața aia. Cos. Nu mai ciocă nimeni în timpul filmărilor. Intră. Bună ziua, fată dragă. Ce te-ai cocoșat, Mădălina? Fie de mine, de o biată bătrână, da? Care este și bolnavă și necăjită. Și nu e maică mea. Aia care spune oglindă. Din perete oglinjoară, cine e? Nu spun eu. Nu ești tu? Nu sunt eu. You a liar, 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 liar. Eu am venit să te vând. Un piept să ne otrăvi. Am citit povestea. Da, al meu nu e ca pieptenul din poveste, nu. Otrăvit, nu? Și ți-l dau și pe gratis. Da, e sigură.
serios? Da, eu sunt cheală, îmi pare rău. Atunci o cataramă? Am bretele, drag. Ale ceva? O jumate de măr otrăvi. Da. Ei, baba e bătrână și mai uită. Da, da. Da. Uite, eu iau această jumătate de măr și tu e pe care vrei. Vai, da, dă-mi voie să te felicit pentru alegerea asta. Care mână? Cea din mijloc. Nu e aia. Mai ai o încercare? Stânga. Stânga? Mm-hmm. Sunteți sigură, doamna? Popescu. Popescu? Popescu. Sunteți tare de inimă? Da. Pentru că ați câștigat o Dacie cu 5 locuri plus 20 de milioane de lei. Mai sunteți cu cineva acolo? Cu tata mai sunt! Și țineți minte, săptămâna asta a 10-a fructă este fructa norocoasă! O să muși din asta totuși! Yes, yes, yes! De ce a murit? O fi împușcată cineva? Bă, dacă e împușcată, înseamnă că a băgat cuțetul ea. Da. A tăiat-o cu mânerul. A tăiat-o cu mânerul, vele, da. Bă, dar dacă cumva e curentată. Nu se poate, băi, la că s-a scumpit kilovatul, cine își permite să se sinucidă cu curent? Nu. Dar dacă o fi înghițit ceva, și s-a sufocat. Bagă-i mâna pe gât. Nu-i bag, că rămân fără ea. Ba, dracu ești, bă, dacă îmi trăia, nu-ți era seamă că te mușcă. Dacă-i trăiai, băgam și un băț, un levier. Băi, lăsați vrăjela, cine s-o fi omorât, bă? Băi, lupul cel rău, băi. După ce am mâncat pe bunicuța și cei doi iezi mari, băi, ce prost e ăsta, băi, povestea asta e fără animale. E sigur? A? Aproape fără animale. Hai, băi, lăsați miștou, ce facem cu moarta? Dați-mi voie, am făcut școala de micul sanitar. Mm-hmm. Îl punem aici frumusel. Au, bă, capul, așa, tot la valiera, așa. Nu! Ce? Ce păroasă-i moartă? Băi, nu ce, nu ce rușine? Stai, băi, să văd ce-am pierdut. E. Mă! Ia spune, mă, purta pichinei? N-are! N-are! De ce mi-i zbăcare? Băi,
Vă gândiți la ce mă gândesc și eu? Hai! Și la care îi vin bine bichinei, ai lui să rămână! Vai, ce faceți aici? Nu vă-i rușine! Nu e la ce vă gândeați dumneavoastră noi, dar... Cum? Încercăm să-i provăm, că doar nu mă îngropau cu ei pe ea. Doamna ta, cine ești, nene? Sunt prințul cel frumos. Din casa fără oglinzi. Exact. Dar de unde știi? Și ce cauți la noi aici? Am venit să o salvez pe Alba ca zăpada. Alba ca zăpada. Vă mulțumesc că m-ați salvat, pisicilor. Dar nu noi, prințul cel frumos. Alba ca zăpada. Revino-ți, alba ca zăpada. Vă mulțumesc că m-ați salvat. Eu, ciumara. Nu e ciumara, stai liniștită. Eu, Remeș. Cine e? Nu e Remeș, e prințul cel frumos. Prințul cel frumos, mugur cel pleton. Ce naiba, mă, un mișto mai delicat n-ați putut și voi să faceți? Trimiteți-l la Craiova, hai. Băi, blagă ca zăpada, tu trebuie să te măriți cu el. Eu să mă mărit cu această creatură, dragă? Ce facem? Adică fica mea se mărită și nu mă invită la nuntă? Și ce zbire așa, Scorpio? Pentru că mă bucur! Mă bucur! Asta da răzbunare! Ți-am adus și un dar de nuntă? Da? O oglindă! Tanti, ce e oglindă? Ce e asta oglindă, dragă? Uite acolo să vezi! Păi ăsta-i nasul sau mânerul de la oglindă? Ia, minte, bă, că nu e oglindă. Asta e o poză cum prost, uite. Ia, bă, bă. Da, băi, mamă, ce mare-i prostul ăsta. Băi, eu dacă mă întâlnesc cu ăsta, nu mai pum din gură, îi dau. Ia, mireasă, să vezi cum arăți. Du-te, dragă, nu mă compara pe mine cu janghina asta, dragă. Asta parcă am văzut-o pe autostradă. Du-te tu că nu sunt eu aia. Uite, dragă, cu cine vrea să mă mărite. Oh, vai! Dar chiar că e urâtă. Dar cine a mai văzut femeie cu mustață? Ia uite, nu are nici dinți. Da. Adevărul e că și ea scoate dinții cu târnăcopul. Doamnă, vă rog să mă iertați, dar cum să vă spun, în cazul ăsta eu mă răzgândesc, e boccie rău de tot. Deci oglinda nu m-a mințit. Ah, oglindă, oglinjoară. Cine e? Ce faci, dragă, nu vorbești, nu răspunzi? Te uiți așa ca urâta la mine. Eu ce urâtă e? Exploriu, se strâmbă la mine, mă imită. Cântă cu pumnă puțină, Doamnă. Vrei să căsătorești pe fieta cu urâtul ăla? Da! Dar cum o păcălesc? Lasă pe mine, fieta! Trebuie să zic că da și să căsătorim. Ia veniți, prieteni, să vă explic ceva. Prințule, de bună voină că nu e sirit de nimeni, nu e încăsătorit pe urmă ca zăpadă. Ia ta haina asta? Da. A zis da? Alba ca zăpadă, bună voină că stai cu prințul, te doare? Da. A zis da. Sunteți căsătoriți! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Vă rog să serviți niște prăziturele! Vai, dar ce mici sunt! Ce sunt astea? Astea? Da? Ei bine, acestea sunt fursecul timpului! Oglindă, oglinjoară, ce s-a mai întâmplat? Ai mai câștigat încă 60 de milioane de lei! Mulțumesc!
trăiască super tunelul timpului! Haurde! Haurde! Lui cu zabar! Dă bună voie și forțadă cuțitul meu! O încăsătoare, lăpasta! Da, eu sunt profesorul Hărăbor. E, te vere, te dai intelectual! Ai uitat că ești cel mai mare ciorditor de la șatră? Zi, o iei sau nu? Da, eu am nevastă. Puuu, găsit arbol la rece să te zăzească, dar nu-ți puteți să ieși săsura să mă împrăștiași pe sub căruță. Bine, legea țângănească spune așa. Zi. Dacă nu iei, da? Mă enervez. Bine, mă, atunci o iau. Da. Ce, mă? Ce? Ce, mă? Cine-i ăsta, mă? Tare să nebunesc! Dacă ăsta pune mâna pe gărjica mea, îmi fac hamur la cai din pielea lui! Da. Zoro, stai așa! Că să mănânc carne din mâinile mele, arasă-l pe gavez dacă te-ai băgat! Da, oarte, mă! Să urmesc la viața mea dacă românul pune mâna pe vagabanta mea, dacă nu te-ai să-l fac chipere! Ce, mă, mă? O trăvit tearceanul ca pe Dunăre! Ia, Dunăre, să nebunesc! Șeful, pune un cuțit în mână să se capteste cu mine. Nu, ai milă de mine. Nu vrei să iei cuțit de la șeful? Nu. Atunci ia de la mine. Nu, bă!